Emisiune culturală susținută de APA Nova București. A început cea de-a treia ediție a Docu Art Fest. Având sloganul România face documentar, acesta își propune să educe prin intermediul cinematografiei. O surpriză neașteptată. În fine, până la urmă m-am plictisit repede și am plecat că n-am înțeles nimic. De aceea, festivalul de film documentar nu e pentru oricine. Tușe puternice de negru și albastru te poartă încă de la intrare într-o lume tangentă cu cosmosul. Corneliu Vasilescu, autorul expoziției de pictură Nirvana 2, mărturisește că societatea este guvernată de două mari valori: știința, care se demonstrează, și arta, care se consacră. Iar pentru aceasta este nevoie de timp. Una dintre cele mai ample manifestări internaționale de artă contemporană din România poposește pentru o săptămână la București. Peste 10 destinații culturale din capitală creează un spațiu de dialog artistic între pictură, grafică, instalații, multimedia și altele. Bucharest Art Week își propune să așeze România pe harta europeană a țărilor, unde astfel de evenimente reprezintă deja o tradiție. Dintre toate materialele pe care un artist le are la dispoziție, lemnul răspunde cel mai bine, mai natural și mai blând emoției umane. De aceea, sculptorul Vlad Dan Perianu l-a ales și l-a împreunat cu altele pentru a da o formă și mai reală gamei de trăiri ce îi animă spiritul atunci când creează. De la step la arte marțiale, ori dansuri populare românești, Don Quixote vă poartă cu eleganță în lupta sa cu morile de vânt. Celebrul personaj al lui Cervantes, interpretat de actorul și regizorul Dan Puric, vă invită în aventură pe scena Teatrului Național București. Emisiune culturală susținută de APA Nova București.